când începe anul tigrului de apă în 2022. Pe 4 februarie 2022 începe anul tigrului de apă, care ar trebui să aducă energii noi și dorințe. Deci despre tigrul de apă. Ramura pământească a tigrului conține arborele conducător Qi Yang. Aceasta este energia creativității și dezvoltării, perseverența, concentrarea pe rezultate, fără stagnare, doar în sus și în creștere, ca arborele însuși. Tigrul aparține categoriei de călător, adică aceasta este o ramură pământească foarte mobilă a cărei sosire va implica în mod necesar mișcare în diferite domenii ale vieții. Depinde într-adevăr de ce este tigrul pentru toată lumea și pur și simplu călătorie și mișcare activă în sens fizic. Tigrul pedepsește. Și ce anume? Dacă bivolul din 2021 a fost un participant la pedeapsa pământească, atunci tigrul va fi un participant la pedeapsa de foc. Adică vor exista multe situații asociate cu graba, decizii și acțiuni greșite pripite. Desigur, unele decizii și acțiuni dure ne vor duce la un nou nivel și vor aduce noroc. Dar de obicei se va dovedi că vor fi în minoritate. Prin urmare, va fi necesar să ne controlăm acțiunile și să nu ne asumăm riscuri în lunile șarpelui și maimuței, mai și august, coparticipanții tigrului la pedeapsa de foc. Tigrul este o capcană pentru foc, adică și începutul unui nou ciclu de 12 ani. De fapt, am lăsat iarna în urmă. Iarna, viața înghețată, aceasta a fost o perioadă de pasivitate și odihnă. Tigrul deschide sezonul de primăvară, când putem începe multe, totul ar trebui să meargă spre creștere. Mai mult, trunchiul ceresc al anului este apa, care dă naștere unui copac într-o ramură pământească. Adică multe proiecte începute în anul tigrului pot avea o continuare cu succes. Faza Qi totuși este scăzută, dar nu cea mai mică, așa cum a fost în 2020. Desigur, sunt așteptate multe probleme. În primul rând, se prevede apă bolnavă. Acestea sunt probleme de sănătate în sistemul gastro-urinar, precum și posibilitatea unei leziuni la picioare și la cap. Coloana vertebrală poate avea de suferit și va trebui protejată, dar și sănătatea ficatului și a vezicii biliare. De asemenea, fluxurile de comunicare vor fi îngreunate. Oamenii pot, pe de o parte, să vorbească mult și să negocieze, să rezolve problemele nu cu ajutorul forței, ci al artei negocierilor. Pe de altă parte, rezultatele acestui lucru ar putea să nu fie foarte încurajatoare, multe minciuni și dezinformare.